continuațiile sunt pozitive și la Târgu Mureș. Deci suntem. Sigur că suntem conștienți de faptul că ne așteaptă o partidă dificilă. Venim după 3 victorii și m-am mâncat sigur că adversarele noastre nu vor sta cum ele sunt. M-am mâncat sigur că vor căuta să ne oprească această serie. Dar și noi, la rândul nostru, încercăm să prelungim această serie, forma sportivă prin care trecem. Ne dorim să scoatem și la Târgu Mureș și un rezultat satisfăcător. Este prima nouă promovată pe care întâlnim în acest campionat. Da, da. Noi tratăm ca pe nouă promovată, ne tratăm ca pe o echipă puternică, pentru că au în componență jucători valoroși, jucători cu experiență. Și am spus, ne va aștepta o partidă dificilă. Ne-ai urmărit, te-ai impresionat? Au așa mai puțin individualități? Sigur, acum mai poate nu am spus impresionat. Sunt o echipă puternică, au demonstrat și în jocurile de pe teren propriu și în jocurile din deplasare. I-am urmărit, sigur că am urmărit. Ce vreau să spun? Ne vom lua anumite măsuri împotriva unui jucător pe care îi considerăm mai special. În rest, vom încerca să ne facem și jocul nostru. Se aseamănă Târgu Mureș cu Botoșani, au același început de campionat ca Botoșani anul trecut, nou promovată? Nu știu dacă se aseamănă, sigur, ținând cont de faptul că sunt o nouă promovată, putem spune că da. Dar în rest, Botoșani anul trecut era o echipă nou promovată cu jucători de la Divizia B. Târgu Mureș este o nouă promovată cu jucători de la Divizia A. Deci există o diferență. Din punctul ăsta de vedere, Târgu Mureș nu cred că poate fi tratată ca o nouă promovată. Ei sunt într-adevăr nouă promovată, dar au jucători în componență care numai în prima ligă au jucat. Dacă mai ținem cont de ultimele transferuri pe care încearcă să le facă, deja vedem că sunt o echipă, chiar o forță a primei ligi. Noi, față de meci cu Bucuri, suntem mai puternici? Au revenit Nașu, Finu? Da, Nașu și cu Finu au revenit. Sperăm să se simtă pe teren revenirea lor, pentru că avem nevoie de aportul oricărui jucător care poate să ridice nivelul echipei. Ce pot să spun e că avem probleme și în apătuirea lotului pentru meci. Vom vedea, mai sunt 2 zile. Probleme medicale sau? Nu neapărat medicale, și probleme noi. Ne gândim să vedem ce strategie vom aborda, să știm jucătorii pe care ne bazăm la Târgu Mureș. Deci nu te-ai decis asupra echipei? Nici măcar asupra primului 18. A primilor 18, nu ne-am hotărât, dar mai sunt 2 zile de antrenament, și astăzi și mâine. Probabil mâine după antrenament trebuie, nu că probabil. Sigur, trebuie, pentru că trebuie să plecăm unde e plasare. La meci cu Cluj, din câte știu, jucătorii au făcut puțin timp care intră. Da, am fost indecis până în ultima clipă. Se va întâmpla la fel și cu Târgu Mureș? Nu. Nu cred. Deci nu cred. Nu, acolo era vorba și despre starea gazonului, vremea de afară. Mai aveam niște, știu eu, particularități pe care trebuia să le judec mai mult. Mai